Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Și acum vă rog să deschideți și la cartea Genesa, capitolul 39, de la versetul 1. Genesa 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Domnul pentru acest nou prilej de a fi împreună în casa de rugăciune, de a sta în fața Lui cu problemele noastre pe care deja le-am adus în rugăciune și de a continua prin a ne zidi sufletește prin cuvântul Sfintei Scripturi. Vreau să vă reamintesc pentru cei care ați participat și aseară că lecția noastră de aseară a fost cu privire la implicarea personală în slujba lui Dumnezeu. Implicarea în ceea ce privește zidirea bisericii. În sensul acesta am făcut o paralelă între acea situație istorică atunci când Neemia s-a implicat în reconstruirea zidurilor Ierusalimului și respectiv lucrarea spirituală de zidire a bisericii lui Dumnezeu. Și am văzut că pentru ca această lucrare să fie eficientă, să fie încununată cu succes, să fie binecuvântată de Dumnezeu, sunt absolut necesare câteva atitudini pe care noi trebuie să le cultivăm și să le dezvoltăm în lucrarea de zidire, și anume, compasiune, și trebuie să ai milă, inima să se miște, rugăciune, trebuie totdeauna să ne rugăm lui Dumnezeu, suntem dependenți de Dumnezeu, fără El lucrarea ar avea doar un nivel uman sau profesional. Apoi, acțiune, nu-i suficient să ne rugăm, trebuie să fim disponibili pentru a face, să fim gata pentru a acționa în numele lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Apoi este necesară înțelepciunea, care presupune să știm să ne organizăm bine, să știm să lucrăm în echipă, exact așa cum am văzut că a făcut Neemia, a organizat poporul și a lucrat în echipă. Și în final, pentru ca lucrarea de zidire să fie dusă cu bine la final, este necesară statornicia noastră la zid, la lucrare. Să nu cedăm, să nu renunțăm atunci când avem de-a face cu intimidările, cu amenințările sau cu scrisorile lui Sambalat. Adică să nu ni se moaie inima la zid, chiar dacă vin și momente de descurajare sau chiar dacă în ceea ce facem noi pentru Domnul nu întotdeauna vedem niște rezultate imediate. Trebuie să ținem cont de faptul că cea mai mare parte a rezultatelor lucrării pe care o facem noi o vom vedea când ajungem în împărăția lui Dumnezeu. O parte din aceste rezultate le vedem și atunci, dar cea mai mare parte o vedem atunci când ajungem în împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta avem o lecție care într-un fel continuă studiul de seara trecută, și anume planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De fapt, ca să te implici
în lucrarea de zidire și de multiplicare a bisericii, trebuie să fii convins că tu faci parte din planul lui Dumnezeu. Trebuie să fii convins că tu ai un rol în planul lui Dumnezeu, altfel nu te apuci de lucru. Altfel te gândești că se poate și fără tine. Altfel te gândești că nu ești neapărat necesar pentru lucrarea lui Dumnezeu. E bine, cuvântul Scripturii din seara aceasta vrea să ne învețe că fiecare dintre noi, vorbim de cei care au calitatea de copii ai lui Dumnezeu, facem parte din planul lui Dumnezeu de mântuire. Spune aici Apostolul Pavel către Filipeni, versetele 4 și 5 pe care le-am citit: în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie. Adică, nu toți puteau să misioneze așa cum misiona Apostolul Pavel. Nu toți aveau gradul de mobilitate pe care l-avea el. El era celibatar, nu era căsătorit, n-avea familie, își putea permite să facă niște călătorii foarte lungi, niște deplasări foarte riscante. Nu toți puteau să facă ce făcea Apostolul Pavel, dar toți puteau, într-un fel sau altul, să ia parte la Evanghelie sau la planul de mântuire a lui Dumnezeu. Sigur că ceea ce Apostolul Pavel spunea cu privire la Filipeni este valabil și cu privire la noi. Deci aceste cuvinte putem să le aplicăm în seara aceasta în dreptul nostru. Deci fiecare dintre noi, frați, surori, tineri sau vârstnici, suntem parte din planul lui Dumnezeu, din lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi în versetul 6 spunea Apostolul: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua Domnului Iisus Hristos. Adică Dumnezeu își va duce planul până la capăt. Când vorbim de planul lui Dumnezeu pentru mine, adică fiecare se gândește în dreptul lui și la felul cum el sau ea se raportează la planul lui Dumnezeu, deci trebuie să ne gândim în felul următor. Dumnezeu pentru mine are mai întâi un plan de mântuire, vrea să mă mântuiască. Pentru aceasta mă curățește, mă sfințește, mă pregătește. Apoi, Dumnezeu are pentru mine și pentru casa mea un plan de binecuvântare, un plan de purtare de grijă. Acesta e motivul pentru care noi nu trebuie să ne lăsăm dominați de stres sau de îngrijorare, ci să aruncăm îngrijorările la picioarele Domnului Iisus Hristos, pentru că este cert, Dumnezeu are un plan pentru familia ta, nu te lasă la voia întâmplării. Mai mult decât atât, Dumnezeu are un plan de folosire a mea și a ta în ceea ce privește mântuirea altora, în ceea ce privește influențarea altora prin Evanghelie sau în ceea ce privește ajutorarea altora. Dumnezeu, de fapt, observați, are o diversitate de planuri pe care vrea să le aducă la îndeplinire, dar vrea să ne implice și pe noi în realizarea acestor planuri. De aceea avem un cuvânt foarte frumos în Psalmul 40, versetul 5. Psalmistul spune așa: Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Observați termenul la plural. Multe sunt minunile și planurile tale, nu doar pentru ceilalți, pentru mine. Deci Dumnezeu, fiți convinși de realitatea acestui cuvânt al Scripturii, are multe planuri pentru noi și cu noi, ca să lucreze cu noi. Dar Dumnezeu își aduce aceste planuri la îndeplinire și în măsura în care noi suntem gata să stăm la dispoziția Lui, în măsura în care noi ne încadrăm în voia Lui, în măsura în care noi ascultăm de Dumnezeu. Și să vă spun de ce. Un alt cuvânt din Scriptură ne arată că omul poate zădărnici anumite planuri bune pe care le-a făcut Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, la capitolul 7, versetele 29 și 30, avem aici cuvintele pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos cu privire la lucrarea lui Ioan Botezătorul și cu privire la felul cum unii
au abordat lucrarea lui Ioan Botezătorul. Deci Evanghelia după Luca, din capitolul 7, versetele 29 și 30. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, în dreptul lor, neprimind botezul lui Ioan. Rezultă de aici că Dumnezeu a avut un plan bun și pentru farisei, și pentru învățătorii legii. Dumnezeu nu i-a exclus pe aceștia de la privilegiu sau de la posibilitatea ca și ei să fie mântuiți, ca și ei să se pocăiască, și ei să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Vina sau problema nu era la Dumnezeu și nici la planul lui Dumnezeu. Vina era la ei. Ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, fiindcă au refuzat chemarea la pocăință pe care a făcut-o Ioan și inclusiv botezul în apă la care i-a chemat atunci Ioan. Generalizând acest aspect, ne dăm seama că și noi putem să zădărnicim anumite planuri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, pentru familia noastră, dacă atitudinea noastră nu este potrivită, dacă noi nu ascultăm întru totul de Dumnezeu. Iată de ce pentru seara aceasta eu m-am oprit la un exemplu pozitiv. Dacă aseară ne-am uitat la Neemia și am văzut niște calități deosebite, extraordinare, ale acestui om al lui Dumnezeu, în seara aceasta aș vrea să privim împreună la Iosif, un tânăr care nu zădărnicește planul lui Dumnezeu, ci dă curs împlinirii planului lui Dumnezeu. De fapt, Iosif este instrumentul de care se folosește Dumnezeu ca să-și aducă un plan la îndeplinire. Și anume, despre ce plan este vorba. Dumnezeu a hotărât să-și formeze un popor, poporul evreu. Și prin poporul acesta, Dumnezeu intenționa să facă minuni, să facă semne, să facă evangelizarea tuturor neamurilor care existau pe fața pământului. Dumnezeu i-a vorbit lui Avram despre planul lui, deci cu mult timp înainte ca să se nască Iosif. Și lucrul acesta îl citim în Genesa capitolul 15, de la versetul 13. Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani, dar pe neamul căruia îi va fi roată, mă va ieși de acolo cu mari bogății. Dumnezeu deci intenționa să formeze un popor din sămânța lui Avram, poporul evreu. Dumnezeu intenționa ca pe acest popor să îl crească, să-l maturizeze, nu în Canaan, ci în Egipt. De ce? Ne punem noi întrebarea. Pentru că fierul cel mai bine se oțelește în foc, la o temperatură foarte înaltă. Dumnezeu avea un plan să-și călească acest popor, să-l maturizeze, să-l treacă prin suferință, pentru ca ulterior, mai târziu, acest popor să fie, metaforic vorbind, evanghelistul întregii lumi. Dar pentru ca acest popor să ajungă în Egipt, în planul lui Dumnezeu pregătește niște circumstanțe, niște împrejurări. Și Dumnezeu în același timp pregătește un om, Iosif, care urma să ajungă în Egipt, Iosif, care la un moment dat avea să-i cheme pe toți cei 70 din seminția lui Avram să vină în Egipt împreună cu tatăl lui și în final în Egipt să se mulțească acest popor, poporul lui Israel. Și acum parcă ne punem întrebarea, dar ce știa un copil de 17 ani despre acest plan adânc al lui Dumnezeu? Oare știa Iosif că Dumnezeu vrea în Egipt să țină poporul 400 de ani? Oare știa Iosif când a avut acele visuri de la Dumnezeu că tocmai el va fi instrumentul prin care Dumnezeu își duce planul la îndeplinire? Iosif nu știa. N-avea de unde să știe. El deținea doar niște crâmpeie de adevăr, de realitate.
Așa cum și noi nu avem toate datele problemei, noi nu putem să avem o perspectivă foarte amplă. Numai Dumnezeu, care privește din înțelepciunea Lui, care privește de sus, vede planul de la un capăt până la altul. Eu văd numai până la colț de stradă, eu văd numai până la prima cotitură. Dumnezeu vede dincolo, vede mai departe. Iosif n-avea cum să cunoască tot planul lui Dumnezeu, dar Iosif devine parte din planul lui Dumnezeu prin ce? Prin credincioșia pe care o are față de Dumnezeu. El n-a zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru că a fost un tânăr ascultător și credincios lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, gândul principal este tocmai acesta. Când tu ești credincios lui Dumnezeu în viața ta, în sfințirea privată din viața ta, Dumnezeu își aduce planuri la îndeplinire la care poate tu nu te gândești, despre care nu știi, că n-ai de unde să știi. Mult mai târziu, Dumnezeu dă cortina la o parte și spune: Iosif, vin să te uiți în urmă. Acum înțelegi că eu m-am folosit de tine ca să aduc la îndeplinire acest plan? La început Iosif n-a știut nimic, dar întoarcem filele Scripturii și ne uităm la sfârșit, în Genesa, capitolul 45, de la versetul 5. Asistăm aici la dialogul care are loc între Iosif și frații lui. Și de trei ori, în mod consecutiv, Iosif spune așa: Nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Din nou, în versetul 7, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Din nou, a treia oară, versetul 8, așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Dar știa Iosif la început acest lucru? Nu. Nu cunoștea planul lui Dumnezeu, numai la sfârșit. Este ca și cum după ce ai urcat serpentinele pe un munte, ai ajuns acolo sus, în vârf, și de acolo de sus, în fața ta se desfășoară întreaga priveliște. Și de acolo de sus vezi exact pe unde ai venit, dar când erai jos, nu știai ce urmează. Exact așa este Iosif. La început n-a știut, dar a fost credincios. Și la sfârșit privește cu bucurie, cu satisfacție: Doamne, îți mulțumesc, abia acum înțeleg planul Tău pe care l-ai avut pentru mine și cu mine. Abia acum înțeleg ce important a fost ca la vremea respectivă să-ți fiu credincios. Deci fii credincios lui Dumnezeu și vei vedea planuri mari pe care Dumnezeu le împlinește în viața ta, le împlinește cu familia ta și le împlinește prin tine și pentru ajutorarea sau pentru binecuvântarea altora. Deci acum să ne uităm puțin la viața lui Iosif. Cum de omul acesta a fost un instrument pe care Dumnezeu l-a folosit ca să-și aducă planul la îndeplinire? Și în seara aceasta aș vrea să vedem 5 dimensiuni ale credincioșiei lui Iosif față de Dumnezeu. E o diferență între a avea credință în Dumnezeu și a fi credincios lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care cred în Dumnezeu, cred în existența lui Dumnezeu, dar nu-i sunt credincioși lui Dumnezeu, adică nu umblă cu Dumnezeu, nu sunt consecvenți în ascultarea de Dumnezeu. Credincioșia cel mai bine se reflectă în viața de familie. Un soț care e credincios soției sale înseamnă că inima lui e lipită de soția lui în toate zilele săptămânii, nu doar din când în când, nu doar ocazional. O soție credincioasă soțului, la fel, este devotată, îl respectă, nu-l trădează niciodată. Este o legătură de credincioșie. Mai târziu, în decursul istoriei, când Dumnezeu s-a adresat poporului Israel și când Dumnezeu era supărat de necredincioșia poporului Israel, Dumnezeu s-a folosit tocmai de comparația aceasta, legătura dintre soț și soție. Dumnezeu, printr-o imagine simbolică, se considera ca și cum el este soțul și vorbea despre Israel ca și cum ar fi soție și folosea termenul acesta care îl găsim în cartea profetului Osea, necredincioasa Israel. Cea mai mare supărare pe care o are Dumnezeu este atunci când vede că un popor este necredincios, ca în cazul lui Israel, sau
când un individ, un om, îi este necredincios. Relația dintre noi și Dumnezeu nu se bazează doar pe o credință de ocazie, ci pe o credincioșie constantă. Și acum să vedem această credincioșie în viața lui Iosif. În primul rând, Iosif a demonstrat credincioșie la locul de muncă. A ajuns acolo la casa lui Potifar, după ce frații lui l-au vândut cetei de ismaeliți, a fost dus în piața de sclavi, Potifar s-a oprit în dreptul lui Iosif, l-a cumpărat și l-a dus la palatul lui. Acolo Potifar i-a dat anumite responsabilități lui Iosif, i-a dat să muncească ceva, vă dați seama, o muncă de sclav. Întotdeauna când un sclav era cumpărat din piață, nu era pus la birou, nu era pus la o muncă nobilă sau la o muncă ușoară. Începea de jos, începea de la munca cea mai grea. Dar cu toate că munca era dificilă și cu toate că Iosif era destul de traumatizat emoțional, n-a fost ușor pentru el să fie vândut de frații lui și acum să ajungă departe de casa părinților săi. Deci, în ciuda acestei traumatizări, el se adaptează la locul de muncă și este credincios. Înțelegem că este credincios datorită faptului că spune versetul 2, Domnul a fost cu Iosif așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut. Ce a văzut Potifar? Vă dați seama că Potifar l-a urmărit pe Iosif. S-a uitat să vadă cum muncește, cum își face treaba, să vadă ce fel de om este și Potifar a văzut că Iosif e un băiat de încredere pe care se poate baza. Este foarte important să fii un om de încredere la locul de muncă, să dai dovadă de cinste, de onestitate, să nu minți, să nu pui mâna pe ceea ce nu ți aparține. Stăpânul câștigă încredere. De fapt, și în lucrarea lui Dumnezeu e nevoie de oameni de încredere. La un moment dat, apostolul Pavel îi spune lui Timotei, încredințează ceea ce eu ți-am spus, Evanghelia, la oameni de încredere, care la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. Omul de încredere e omul care se ține de cuvânt, e omul care își respectă promisiunea, e omul care își cunoaște responsabilitatea, e omul care atunci când i-ai dat o lucrare să o facă, o face, nu te minte, nu te înșeală. Omul de încredere e omul care în lipsa șefului își face mai departe treaba, că îl vede, că nu-l vede. Nu asta îl interesează. El este credincios la locul de muncă. Stăpânul l-a văzut. Rezultatul a fost acesta, că Iosif este promovat. Versetul 4. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Încrederea conduce la promovare. I-a dat cheile în mână și a spus, ăsta este palatul, eu te-am urmărit pas cu pas, am văzut comportamentul tău, am văzut caracterul tău, eu mă bazez pe tine. Poftim cheile, de acum tu ești mai mare peste toată casa, tu supraveghezi, tu vei da directive celorlalți robi care sunt pe aici prin casă și iată, îi dă toată casa la dispoziție. Încrederea conduce la promovare și eu am întâlnit, cred că cel puțin trei situații în străinătate de tineri care, datorită comportamentului lor, au câștigat încrederea stăpânilor încât le-a dat cheile în mână și de la mașină și de la casă și de la birou și de la tot. Pentru că au văzut că erau niște tineri pe care se puteau baza. Au văzut că aveau verticalitate în principii, în convingeri. Credincioșia la locul de muncă este un examen pentru noi, este un test. Că pocăința nu e numai în adunare, pocăința nu este numai în familie. Pocăința foarte mult se vede la locul de muncă. Pocăința este testată foarte mult la capitolul bani. Pocăința este cântărită foarte mult în relația aceasta dintre angajat și angajator. Acolo se vede ce scânteie ies, ce fel de discuții sunt. Acolo se vede dacă sunt minciuni sau nu, dacă sunt promisiuni goale și care nu se împlinesc sau nu. Acolo, de fapt, se vede ce fel de oameni suntem noi. De aceea, iată, vă aduc aminte de cuvântul pe care, în privința aceasta, l-a scris apostolul Pavel în epistola sa către Tit, capitolul 2, versetele 9 și 10. Sfătuiește pe robi, și noi putem să folosim termenul din vremea noastră, angajați, să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile,
să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. De ce? Ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Deci iată aici câteva elemente prin care se remarcă un angajat care îl cinstește pe Dumnezeu și care cinstește pe seminii săi. Deci el este un om supus, flexibil, un om care ascultă ceea ce îi se spune, este un om care se face plăcut. Sigur, nu-i vorba de compromis, să le fie pe plac în toate lucrurile, nu se referă la lucruri păcătoase, noi înțelegem. Se referă la lucruri din domeniul acela de activitate profesională. El este un om care nu întoarce vorba, deci nu-i încăpățânat. Câteodată ați remarcat, e foarte dificil să lucrezi cu unii oameni pentru că sunt încăpățânați, pentru că o țin pe al lor. Sunt oameni care câteodată poate au numai câteva zile de când s-au angajat și n-ascultă de ce le spune șeful, de ce le spune un maestru, de ce le spune eventual un coleg care are deja experiență de mai mulți ani de zile acolo, pentru că sunt încăpățânați, întorc vorba, lasă-mă că eu știu mai bine decât tine. Ca să aduci cinste învățăturii lui Dumnezeu, e nevoie de această înțelepciune, de această flexibilitate, de acest mod de a te raporta la cei care, în ultimă instanță, ți-au creat un cadru ca să poți să-ți câștigi pâinea și ca să poți să fii promovat la locul de muncă, să nu fure nimic. Prea mulți, într-o vreme ca aceasta, s-au obișnuit cu ideea că dacă ia o mână de cuie de la locul de muncă, nu este un păcat, se gândesc ei, e ceva prea puțin, prea minor. Dacă ia niște lucruri de acolo, din domeniul ăla unde activează ei, se gândesc că n-ar fi o problemă așa de mare. Ba da, că orică ei puțin, orică ei mai mult, este tot furt înaintea lui Dumnezeu. Când ai luat ceva ce nu ți-aparține, este furt. Un caracter cinstit, onest, te califică, te promovează. Stăpânul tău pământesc va vedea, dar mai mult decât stăpânul acesta pământesc, mai mult decât angajatorul, decât patronul, este stăpânul ceresc. Pentru că aici Scriptura zice că stăpânul lui a văzut. Dar dincolo de stăpânul pământesc, dincolo de Potifar, Domnul de sus se uita cu plăcere la Iosif. Domnul de sus vedea cât e el de corect, de cinstit, cum își ține cuvântul, cum este harnic, cum este gata să-și îndeplinească răspunderea cu maximă eficiență la potențialul pe care l-a dat Dumnezeu. Deci, credincioșie la locul de muncă și Iosif ajunge să fie promovat. Versetul 6 spune, egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea. Și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. În al doilea rând, aș vrea să vedem în seara aceasta credincioșia în ispitire. Și credincioșia aceasta în ispitire poate să fie și la locul de muncă. Chiar la locul de muncă poți să fii ispitit. Spune Scriptura că după câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif. Dumnezeu îl binecuvintează pe Iosif, diavolul nu-i bucuros. Să vadă că în mijlocul unei comunități păgâne, în mijlocul unei societăți idolatre și imorale, cum era Egiptul din vremea aceea, Dumnezeu și-a plantat un om curat. Diavolul nu se bucură de lucrul acesta, nu se bucură. Când vede că într-o colectivitate, poate de oameni din lume, care știu doar să înjure, să bea, să fumeze, să spună doar glume proaste, Dumnezeu te-a așezat pe tine acolo, copilul lui, un om curat, un om cu altă perspectivă, un om cu un alt vocabular, un om care are cu totul alte maniere. Și atunci, atât că diavolul luptă împotriva planului pe care Dumnezeu îl are pentru tine și pentru mine. Cum? Diavolul are și el instrumentele lui, are oamenii lui. În cazul acesta, diavolul se folosește de nevasta lui Potifar, o femeie fără scrupule, o femeie care nu știe de Dumnezeu, o femeie imorală, obraznică, și într-o primă fază, ispitirea în dreptul lui Iosif este printr-un mesaj non-verbal, prin imagine. A pus ochii pe Iosif. Întotdeauna ispitirea poate să înceapă cu ceva fără cuvinte. E vorba de o imagine, e vorba de felul cum îi zâmbea,
E vorba de felul cum căuta ocazii să fie singură în jurul lui Iosif. E vorba de felul cum se îmbrăca, noi n-avem detalii, dar sunt mesaje non-verbale, mesaje pe care le puteți primi și vă puteți întâlni cu ele și astăzi, oameni care vă privesc într-un anume fel, oameni care vă urmăresc, oameni care pun ochii pe voi, imagini și nu numai persoane, mesaje non-verbale. Diavolul trimite mesaje non-verbale prin imagini, prin reclame, prin filme, prin site-uri de internet, fără cuvinte, într-o primă fază prin imagine. Încearcă să ne ducă gândul, mentalitatea, pe un teren greșit, pe un teren murdar, pe terenul unor imaginații care să nu mai fie curate și care să nu mai fie potrivite cu sfințenia pe care o cere cuvântul lui Dumnezeu. A pus ochii. Apoi urmează mesajul verbal. Spune Scriptura în versetul 10, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. A început să-i vorbească și astăzi și mâine, în mod sigur își căuta cuvintele cele mai seducătoare, îi vorbea poate că în termeni promițători, cine știe ce-i promitea lui Iosif dacă el ar fi acceptat avansurile și oferta ei, tot felul de cuvinte, mesajul verbal, poți să-l primești în fiecare zi. La locul de muncă, acolo unde Iosif își desfășura activitatea, el acum era un administrator peste casa lui Potifar, chiar acolo este atacat. Este o realitate cu care mulți din dumneavoastră v-ați întâlnit. La locul de muncă poți să te întâlnești cu nevasta lui Potifar, care pune ochii pe tine, care începe să-ți vorbească, care încearcă să te ademenească. Surorile, puteți să priviți întâmplarea aceasta din perspectiva voastră. La locul de muncă, și nu numai pe stradă, și în altă parte, te poți întâlni cu oameni care sunt în spiritul imoral al nevestei lui Potifar, care se uită într-un anume fel, foarte insistent, care s-ar putea să vină cu oferte, care nu se vor sfii, poate să facă anumite cadouri într-un mod subtil, care încearcă progresiv și constant în fiecare zi să vă învăluiască cu tot felul de idei, să vă aducă pe terenul lor, să deveniți o pradă, o victimă a acestor oameni. Mesajul verbal. E bine, în fața acestei ispitiri, Iosif rămâne credincios lui Dumnezeu. Iosif nu se raportează doar la instanța umană. El nu se teme doar de faptul că Potifar, soțul acestei femei, l-ar vedea și l-ar surprinde și l-ar descalifica din meseria pe care o avea. El se raportează la o instanță mult mai mare. El se gândește la Dumnezeu. Uitați-vă la modul cum răspunde Iosif în versetul 9. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Credincioșia față de Dumnezeu te ajută să trăiești în fidelitate față de soțul tău, față de soția ta. Iar pentru cei tineri necăsătoriți, credincioșia față de Dumnezeu te ajută să trăiești în puritate. N-ai ce să alergi la ofertele imorale ale acestei lumi pentru că tu te temi de Dumnezeu. Observați, este fenomenul acesta tot mai frecvent în țara noastră. Mulți oameni se tem de acele camere de luat vederi ascunse. Tehnologia a avansat foarte mult și se fac microcamere de luat vederi care se pot așeza pur și simplu oriunde. Pot fi așezate într-un tablou, într-un colț neobservat de cameră, în capacul unui stilou, lângă un calculator și peste tot. Și aceste camere stochează într-o bază de date, anumite informații video și sunt urmăriți oamenii. Și la un moment dat, datele sunt scoase la iveală, probele sunt puse la suprafață și mulți sunt surprinși în situații jenante de aceste camere ascunse și probele fiind evidente, n-au ce să facă, trebuie să recunoască. Și mijloacele mass media câteodată monitorizează situații scandaloase doar așa ca să arunce blamă asupra unor politicieni sau asupra diferitelor personalități din societatea noastră care au fost prinse cu aceste camere de luat vederi. Acum, în palatul lui Potifar nu era nicio cameră de luat vederi. Iosif nu se teme de vreo cameră video care ar putea să-l vadă și să stocheze informațiile, dar Iosif știe un lucru pe care îl știm și noi, un lucru care este scris în Evrei, capitolul 4, cu versetul 13.
Nicio făptură nu este ascunsă de Dumnezeu. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Unde să te ascunzi de Dumnezeu? Te ascunzi într-o cameră? Te ascunzi în întunericul nopții? Te poți ascunde de Dumnezeu, știu eu, într-un cazinou, într-un local al întunericului din lumea aceasta? Nu există loc pe care să nu-l poată pătrunde cu ochiul Dumnezeu. Dumnezeu vede dincolo de ziduri, Dumnezeu mă vede când sunt singur, Dumnezeu te vede când ești în fața calculatorului, Dumnezeu te vede când ești în călătorie, Dumnezeu te vede când poate ești în camera de hotel, ai tras să te odihnești, Dumnezeu te vede peste tot. Problema noastră nu-i să ne temem de oameni, nu-i să ne temem că ne văd frații și că ne pun sub disciplină. Nu asta trebuie să fie motivul de teamă, ci trebuie să fie motivul pe care l-a avut Iosif. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Mă gândeam ce mare diferență este între atitudinea lui Iosif și atitudinea acelui băiat pe care îl surprinde Solomon. La un moment dat, Solomon se uită prin fereastra palatului său, pe stradă, citim despre lucrul acesta în cartea Proverbele, capitolul 7, versetul 6, stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele și am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte, un băiat din poporul Israel, un băiat care cunoștea legea lui Dumnezeu. Și băiatul acesta este confruntat cu ispita, cu o femeie de tipul nevestei lui Potifar. Această femeie, spune versetul 21, tot vorbindu-i, vedeți, ca nevasta lui Potifar, l-a ademenit. Iosif nu s-a lăsat ademenit de vorbe, dar băiatul ăsta pe care îl vede Solomon s-a lăsat ademenit. L-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care leargă spre cursă, ca pasărea care dă busna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. De ce credeți că Solomon folosește ca termen de comparație trei viețuitoare? Boul se duce la măcelărie, pasărea dă busna în laț, cerbul aleargă spre cursă. Știți de ce? El vrea să arate că băiatul acesta nu mai raționează. Diferența dintre om și animal e că omul e dotat cu rațiune, cu inteligență. Animalul are doar instincte. Și vrea să spună că păcatul îl reduce pe om la instincte. Profetul Osea spune, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Omul nu mai gândește. Omul nu mai ia în calcul consecințele, rușinea, ocara, distrugerea familiei eventual, ce se întâmplă după consumarea păcatului. Nu gândește mai departe de păcatul propriu zis. El numai până acolo vede, se lasă ademenit. Devine un pachet de instincte care se cer a fi satisfăcute. Se duce ca boul la măcelărie. Nu știe că va muri ca cerbul. Nu știe că va fi prins în capcană și ca pasărea aceasta care dă buzna în laț. Nu știe că acolo este pieirea. Diferența între Iosif și băiatul acesta. Oare unde suntem noi? Cine ne reprezintă pe noi? În seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere să fim credincioși în ispitire. Frați și surori, noi putem zădărnici multe planuri bune ale lui Dumnezeu dacă nu suntem credincioși Domnului. El are un plan bun pentru tine, dar dacă tu nu ești ca Iosif, credincios, zădărnicești planul lui, nu mai poate să își împlinească Dumnezeu scopul sau obiectivul pe care îl avea cu tine, cu casa ta. Cine știe ce binecuvântări a pregătit pentru tine? Dar dacă tu nu ești atent, nu trăiești în credincioșie, pierzi acele binecuvântări. Pierzi cea mai mare binecuvântare, de fapt, relația cu Dumnezeu. În cele din urmă, de la mesajul non-verbal și apoi de la mesajul prin cuvinte, observați că nevasta lui Potifar a trecut la constrângere. Sunt oameni care merg mai departe și încearcă prin constrângere. Versetul 12. Ea l-a apucat de haină. De aceea, trebuie evitate situațiile care dau ocazie altora să acționeze prin constrângere. În vara anului trecut am fost sunat la telefon și un frate m-a chemat la o slujbă de înmormântare. Și de obicei când sunt chemat la mormântări, întreb, dar ce s-a întâmplat?
Și mi-a zis, a murit o tânără de 18 ani. Și am întrebat, a fost vreun accident? Și mi-a zis, nu. A fost o boală, vreun cancer? Și mi-a spus, nu. Dar atunci ce s-a întâmplat? Și fratele mi-a spus, tânăra a fost omorâtă. N-am mai întâlnit până atunci situații de felul acesta, n-am mai cerut detalii la telefon, m-am dus la fața locului, familie de pocăiți, un tată și o mamă zdrobiți, plângeau. În fața acestei fete care acum era moartă, era întinsă, o fată frumoasă, la 18 ani. Frații mi-au dat detalii și m-au spus, uite, fata asta a intrat într-o zonă de risc. Avea niște anturaje destul de dubioase, avea un prieten cu care își permitea prea multe. Se ducea singură cu prietenul acesta în mașina lui. La un moment dat a fost o ceartă între ei și fata a cerut, cel puțin asta era versiunea prietenului, să fie lăsată jos din mașină. Și atunci el, la insistențele ei, a lăsat-o jos din mașină, a oprit mașina, a lăsat-o jos. Dar a lăsat-o jos într-o zonă pustie, undeva pe niște câmpuri. Pentru cei care sunteți din partea noastră, e vorba de zona aia dintre Suceava și Plopeni. Și a lăsat-o pe acolo, pe undeva, și fata a devenit victima unui psihopat, care umbla prin părțile alea, un om așa fără multă minte, care a avut și alte victime feminine la activ și care urmărea fete și femei. Și omul ăla, pur și simplu, a strangulat-o. O fată tânără a murit în condiții atât de neplăcute și, sigur, în situații de astea parcă te-ai întreba, Doamne, de ce ai îngăduit, Doamne? Doamne, nu înțeleg cum să îngădui din familie de pocăiți, din perimetrul acesta al creștinilor. Doamne, nu se poate, Tu nu îngădui. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte, când noi ieșim singuri din raza de protecție a lui Dumnezeu, ni se pot întâmpla tot felul de lucruri. Că dacă te duci în curtea unui om și ai văzut că este scris la poartă câine rău și ai intrat acolo și ai văzut un câine care e legat cu un lanț și lanțul culisează pe o sârmă, imaginea asta e foarte obișnuită la noi în România, nu te bagi în raza lui de acțiune, nu te duci la el, nu începi să bagi mâna la el așa să vezi ce face, chiar e rău câinele, că te rupe, îți dai seama că e periculos, te ții cât mai la distanță. Ei, vreau să vă spun, diavolul nu poate să facă ce vrea, noi nu trebuie să ne temem de acum. Diavolul nu poate să ne facă ce vrea, că noi suntem protejați de Dumnezeu, suntem în mâna lui Dumnezeu. Diavolul este limitat în lucrările lui. Vă aduceți aminte situația cu Iov? N-a putut să-i facă nimic lui Iov decât dacă Dumnezeu i-a permis. Diavolul nu poate să facă ce vrea, dar dacă noi singuri intrăm în raza de acțiune acestui câine rău, dacă noi singuri, deliberat, ieșim din protecția lui Dumnezeu și ne ducem în tot fel de locuri neroditoare ale întunericului, ne băgăm singuri în necaz, ne creăm singuri probleme, intrăm în anturaje singuri, dubioase, sigur că acolo poți să fii abuzat, poți să fii constrâns, poți să ajungi la fapte de care îți pare rău toată viața. De aceea noi trebuie să ne ținem la distanță. Diavolul, vedeți, acționează prin constrângere, l-a apucat de haină, numai că Iosif a avut alternativa la îndemână, de fapt singura soluție. N-a stat lângă ea să-i zică ceva despre Dumnezeu. De ce credeți? Nu ar fi trebuit poate să stea lângă ea și să spună, Doamnă, opriți-vă puțin, liniștiți-vă, să vă spun despre Dumnezeu. De ce oare? Cu un om demonizat de felul ăsta, s-ar putea să nu fie momentul să faci consiliere spirituală, s-ar putea să nu mai fie cazul să-i explici, s-ar putea să fie cazul să împlinești versetul ăla din Scriptură care zice, fugi de poftele tinereții. Sunt situații în care trebuie să fugi. Și Iosif a fugit și a dat seama, e o femeie demonizată, plină de duhuri, eu n-am ce să discut cu ea. Singura soluție pe care o am la îndemână, am lăsat haina și am fugit, și a fugit. Credincios în ispitire, își păstrează o viață curată. Vrei ca Dumnezeu să-și aducă la îndeplinire planuri mari pe care le are cu viața ta și cu familia ta? Fii credincios la capitolul acesta al moralității și vei vedea mari binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă în viața ta. Întâlnesc, din nefericire, atâtea iepave la capitolul acesta al moralității, atâtea familii distruse. Începe să se mărească rata divorțurilor în familiile creștine. Încep să se mărească aceste cazuri de infidelitate între soț și soție, tocmai datorită faptului că aceste persoane n-au înțeles ce mare valoare are credincioșia față de Dumnezeu la capitolul moralității
Degeaba ne-ar fi să venim la adunare, să cântăm, să ținem Biblia în mână, dacă în viața noastră privată, ascunsă, nu suntem atenți la capitolul acesta și lăsăm ca diavolul să ne mânjească imaginația și gândirea, să ne trântească la pământ în tot felul de pofte nesăbuite, să ne prindă în cârligul lui și să ne ducă departe de fața lui Dumnezeu. Credincioșie în ispitire. Sigur că lucrul ăsta l-a costat pe Iosif. Și întotdeauna când vrei să fii credincios lui Dumnezeu, trebuie să plătești un preț. Vei fi disprețuit de ceilalți, vei fi blamat, vei fi desconsiderat. Nu mă surprinde faptul că fetele care sunt în liceu, în școală, adesea sunt disprețuite de fetele din lume care își permit orice libertăți. Sunt disprețuite, sunt considerate, știu eu, poate prea înguste, considerate de modă veche. Nu contează opinia lor, contează să știi că tu ești bine cu Dumnezeu. Dar și băieții care sunt într-o școală, într-un liceu sau poate chiar la un loc de muncă, nu te-ai căsătorit și vei vedea presiunea celorlalți băieți care nu sunt creștini, care nu sunt credincioși și care vor încerca să-ți povestească aventurile lor, să te considere că ești fraier, că ești slab, că ești moale, că nu ești bărbat, dacă nu te porți ca ei. Trebuie să plătești prețul ăsta. Suntem acuzați, suntem ocărâți, pentru că oamenii nu știu, nu știu despre frumusețea morală, nu știu despre noblețe sufletească. Ei n-au valori. Ei cred că aia este un act de vitejie sau de eroism dacă își fac de cap și dacă se duc la destrăbălări. Nu, destrăbălarea este la îndemâna oricărui om slab, care n-are caracter. Dimpotrivă, virtutea este să reziști, virtutea este să spui nu, virtutea este să te ferești de asemenea lucruri, virtutea este să le spui acestor oameni: eu nu mă duc acolo în mocirlă unde sunteți voi, pentru că eu am un standard pe care îl respect, pentru că eu am un obiectiv, pentru că vreau să ajung în împărăția lui Dumnezeu și de-aia mie Dumnezeu îmi spune să mă păstrez curat. Pentru mine, ca și tânăr, există o cale aprobată de Dumnezeu, este cadrul căsătoriei, acolo Dumnezeu lasă binecuvântare, ăsta este cadrul normal. Ceea ce e în afara căsătoriei e păcat și la lucrul ăsta se pune punct. Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși la capitolul moralității. Iosif a fost aruncat în temniță, acesta a fost prețul mare pe care el l-a plătit datorită credincioșiei sale și vedem aici în al treilea rând credincioșia în încercare. Vă dați seama cât de grea a fost această încercare, nevinovat și aruncat în temniță. La 17 ani a plecat de acasă, putem presupune că a slujit în casa lui Potifar poate un an sau doi, și la 30 de ani s-a înfățișat înaintea lui Faraon. Rezultă din acest calcul relativ că cel puțin 10 ani Iosif a stat în temniță, pe nedrept. Acum, cum să-i rămâi credincios lui Dumnezeu când tu, nevinovat, ajungi în temniță? Putea să aibă o mulțime de întrebări. Să zică: Doamne, eu nu pot să te înțeleg. Eu mi-am dat silințele să mă păstrez curat, am ascultat de cuvântul tău, am fugit de păcat. Acesta e rezultatul, asta este răsplătirea pentru mine, o temniță rece, întunecoasă, lângă pitar și lângă paharnicul împăratului, niște oameni compromiși între niște tâlhari, că vedeți, Iosif este prototipul Domnului Iisus Hristos, care și el a stat pe cruce între doi tâlhari. Imaginile acestea se pot observa în oglindă. Vechiul Testament vorbește despre Noul Testament, umbra lucrurilor viitoare. Și putea să aibă o mulțime de întrebări: Doamne, nu pot să înțeleg de ce sunt aici. Putea să fie disperat, să se retragă într-un colț de temniță, să plângă, să se autocompătimească, să nu mai mănânce nimic, să slăbească și să moară de inaniție. Sau sunt oameni care când au ajuns în depresie, în temniță, au căutat metode să-și pună capăt zilelor. La Iosif e cu totul altfel. Când ne uităm la el, ne surprinde. În temniță, el e un om bine dispus, un om vesel. Că într-o zi se apropie de pahar și de paharnic și de pitar și îi abordează cu această întrebare. Uitați-vă în versetul 5. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Și a întrebat: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Înseamnă că el, Iosif, n-avea fața posomorâtă, că dacă și el ar fi fost tot posomorât și trist, ăilalți ar fi uitat la el și ar spune: dar tu nu te-ai uitat la tine, tu nu vezi că și tu tot așa ești? Deci din modul cum îi abordează, înțelegem că el era foarte degajat, nu era stresat deloc.
El rămâne credincios lui Dumnezeu având această încredere că Dumnezeu are un plan pentru el. Doamne, eu nu înțeleg planul tău, nu știu de ce sunt aici. Și tu poți să te gândești în dreptul tău. Nu știu de ce momentan sunt în suferință, de ce sunt în boală, de ce sunt în criză financiară, de ce n-am servici, de ce nu mai am resurse, de ce n-am cum să-mi întrețin familia, de ce sunt în temniță. Momentan nu înțeleg, Doamne, dar știu că drumul spre palat trece prin temnița încercării. Dumnezeu are un plan. Nu renunța la Dumnezeu când dai de greu. Acolo tu ești verificat. În temniță Iosif se poartă frumos, își păstrează echilibrul mental, vorbește cu oamenii, dialoghează, ia o notă bună în fața directorului de temniță, astfel încât chiar și în temniță el ajunge să fie promovat. Ne uităm în capitolul 39, versetul 23. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. În temniță Iosif are răbdare. O răbdare de fier, o răbdare care nu ține o zi sau o lună, o răbdare care durează ani de zile. În temniță Iosif are speranță. Undeva el știe că la capătul tunelului trebuie să se vadă lumină. Undeva știe că Dumnezeu nu-l va lăsa acolo, că Dumnezeu va interveni în încercare. Arată-ți credincioșia față de Dumnezeu. Asaf a fost un om încercat și a scris un psalm și nu înțelegea. Spunea, Doamne, mă uit la cei răi. Mă uit cu jind, m-am uitat la ei, am văzut că propășeau, i-am văzut râzând, i-am văzut spunând glume, i-am văzut îngrășându-se și eu sunt încercat, sunt lovit, sunt apăsat. Doamne, nu mai înțeleg. De ce, Doamne? Eu care te slujesc, eu care am fost credincios neamului meu, mie mi se întâmplă necazuri și oamenii ăștia care ar merita pe bună dreptate să fie judecați și pedepsiți de tine, parcă o duc bine. Doamne, de ce? Își punea întrebări. Și se duce în templul lui Dumnezeu, se duce la rugăciune, se lasă cercetat de Duhul lui Dumnezeu și deodată acolo primește lumină. Ce, Doamne, mulțumesc! Acum am luat soarta, am luat seama la soarta de la urmă a celor răi, când sunt secerați într-o clipă. Doamne, îți mulțumesc! Acum îmi dau seama cât am fost de naiv, ce subțire a fost judecata mea. Doamne, iartă-mă pentru judecata mea. Acum înțeleg că dacă Tu mă treci pe aici, nu mă treci ca să mă distrugi. Tu ai un scop bun pentru mine, Doamne, și înțeleg că fericirea mea, e finalul psalmului 73, constă în a mă apropia de Tine, Doamne, vreau să stau lângă Tine, Tu ești fericirea mea. Asaf depășește sentimentele alea de frustrare, de nemulțumire, de amărăciune pe care le-a avut. Ești chemat și tu să depășești asemenea situații. Încrede-te în Dumnezeu. Chiar dacă treci prin temniță, Dumnezeu are un plan pentru tine. Nu zădărnici planul lui Dumnezeu prin cârtire sau prin compromisuri. Că unii când ajung în încercare, apelează la compromisuri. Dacă nu mai pot câștiga bani prin mijloace cinstite, că uite, n-am loc de muncă, atunci acționez prin fraudă, prin compromis, prin anumite pârghii și mecanisme care nu se mai regăsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Nu apela la compromisuri când treci prin necaz. Că avem noi o cântare care spune că după nori vine și soare. Vine și soare. Totul este ca să-ți păstrezi tenacitatea și credincioșia față de Dumnezeu. Apoi, dragii mei, aș vrea să vedem acum în al patrulea rând credincioșia lui Iosif în prosperitate. Vine vremea când faraon îl cheamă pe Iosif din temniță, datorită faptului că faraon a avut acele visuri deosebite cu vremea de foamete și cu vremea de prosperitate. Paharnicul și-a adus aminte de Iosif, i-a dat informația aceasta lui faraon, uite, în temniță este un om care mie cândva mi-a tâlcuit un vis, au trecut 2 ani de atunci, eu am uitat de el, i-am promis că pun o vorbă bună, dar am uitat. Împărate, dacă ai apela la el, omul ăsta să știi că are în el Duhul lui Dumnezeu. Și faraon îl cheamă pe Iosif. Ne uităm în capitolul 41 cu versetul 15. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu l-a putut tâlmăci și am aflat că tu tâlmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif e un om foarte smerit și a răspuns lui faraon, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnicului faraon. Iosif nu se repede să-i spună, da, împărate, ai nimerit la adresa potrivită. Eu sunt omul care tâlcuiesc orice vis ai tu. Eu sunt omul care te pot ajuta. Vedeți cât este de smerit? Nu se bate cu pumnul în piept, cu darurile pe care le avea el de la Dumnezeu. Și noi trebuie să fim tot așa. Ți-a dat Dumnezeu un dar, rămâi smerit.
Lucrează în smerenie cu darul acesta. Ascunde-te în spatele lui Dumnezeu. Îți dă Dumnezeu binecuvântare, îți dă har, vezi rezultate, vezi roade, vezi că frații se zidesc prin poezia ta, prin cântarea ta, prin prorocia pe care ți-a dat-o Domnul, prin alte daruri. Spune ca și Iosif, nu eu, eu sunt unealta, eu sunt instrumentul, eu sunt canalul prin care curge izvorul, nu sunt izvorul, izvorul e al lui Dumnezeu, nu eu. Oamenii lui Dumnezeu totdeauna se ascund în spatele Domnului. E surprinzător și chiar împărtășeam astăzi cu frații, mie nu-mi place când văd că foarte multe aplauze sunt într-o vreme ca aceasta, pentru slujitori, pentru cântăreți, ies pe scenă, ropote de aplauze. Am fost undeva la o conferință, nu vă spun unde, erau chiar și chiote acolo, chiote și aplauze și o atmosferă din asta de jubileu, dar o atmosferă firească. Și slujitorii respectivi se simțeau foarte bine, erau foarte încântați de aplauze, de scena respectivă, când Iosif zice, nu eu, când Pavel și Barnaba și-au rupt hainele de pe ei. Păgânii de acolo, dintr-o cetate, au venit ca să le dea cununi. Au zis, ăștia sunt niște zei care s-au coborât la noi, în chip uman, să le dea cununi, să le aducă jerfe. Și Pavel și Barnaba și-au rupt hainele de pe ei și au spus, oameni buni, opriți-vă! Noi suntem oameni obișnuiți ca și voi. Dacă Dumnezeu a făcut o minune aici în cetate, n-a făcut-o că noi suntem ceva sau cineva sau că suntem mai cucernici. A făcut-o pentru ca voi să credeți în Dumnezeu și să vă întoarceți de la aceste lucruri idolatre la Dumnezeu, nu eu. Nu trebuie să furăm slava lui Dumnezeu. Iosif e un model pentru noi. Tâlcuiește visele lui Faraon și este înălțat de la temniță. Ajunge al doilea după Faraon în țara Egiptului. Iată ce se întâmplă. Capitolul 41 cu versetul 41. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după lui și strigau înaintea lui în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Îi dă autoritate, îi dă bogăție, îi dă poziție. De fapt, nu Faraon, Dumnezeu care-i la cârmă, Dumnezeu care are un plan. În planul lui se folosește și de Faraon. Dumnezeu îl înalță pe Iosif, dar fiți atenți, aici este frumusețea deosebită de caracter al lui Iosif. În prosperitate, în poziție foarte înaltă, Iosif rămâne același, credincios Dumnezeului său. Nu îi se îngânfă inima, nu începe să privească de sus pe ceilalți, nu devine un dictator. Sărăcia este un examen și necazul, dar și bogăția testează credincioșia noastră. Dă-i unui om poziție și vezi atunci ce este în inima lui. Dă-i unui om bogăție și vezi atunci cât îi de tare de caracter. Ce faci atunci? Dă-i unui om niște favoruri, creează niște facilități și abia atunci iese la suprafață adevărata lui natură. Câteodată în condiții mai de necaz, mai de sărăcie, mai plângem, mai necăim, îl vedem pe Dumnezeu printre lacrimi, Doamne, ai milă de mine. Și deodată când ai ajuns și portofelul s-a îngroșat și BMW-ul merge așa, fuge de sub tine și căsuța e la locul ei acolo, o colibă cu câteva nivele, așa e cântarea noastră acum mai actualizată. E, atunci e testul. Nu că Dumnezeu e împotriva acestor lucruri, nu. Dar e vorba cum e inima mea în raport cu aceste lucruri. Uitați-vă modul în care Dumnezeu se adresa evreilor mai târziu în cartea Deuteronom, capitolul 8, de la versetul 12. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea că ți se mulțesc cirezile de boi, turmele de oi, când vei vedea că ți se mărește argintul și aurul și dumneavoastră puteți completa euro, dolari și că-ți crește tot ce ai. Dumnezeu nu e împotriva progresului, nu e împotriva prosperității și ar fi greșit ca să vorbești împotriva prosperității în sine. Zice, nu, zice, vei vedea, o să ai case frumoase, o să ai cirezi, o să ajungi și la prosperitate, dar ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din casa robiei, versetul 17. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău că El îți va da putere să le câștigi. Aici cade accentul când ești în prosperitate datorită milei, datorită harului lui Dumnezeu. Nu uita de Dumnezeu. Că poți să cazi în îngânfare, poți să cazi
Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în laț și în ispită, spune Apostolul Pavel. Adu-ți aminte de Dumnezeu, rămâi smerit înaintea lui Dumnezeu, fii recunoscător față de Dumnezeu, în prosperitate, într-o poziție foarte înaltă, al doilea după faraon. Iosif rămâne credincios Dumnezeului său. Uitați-vă că se căsătorește acolo în Egipt, îi se nasc cei doi copii, versetul 51. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. El n-a spus întâmplarea, împrejurările, faptul că eu am știut să discut cu faraon. Nu, ce Dumnezeu m-a făcut roditor într-o țară străină. Într-o țară în care am fost întristat, e țara întristării mele, e țara necazurilor pe care le-am avut, țara durerilor și poate în seara aceasta vă regăsiți. Într-o țară în care aveți și amintiri plăcute, dar poate și mai puțin plăcute. Într-o țară în care unii dintre dumneavoastră ați suferit foarte mult, ați fost trădați, ați fost păcăliți, ați fost înșelați. Într-o țară în care, într-un fel sau altul, ați fost loviți de lumea aceasta și de diferite valuri. O țară poate a întristării, dar Dumnezeu te poate face roditor dacă îți păstrezi credincioșia față de Dumnezeu și în prosperitate. Iosif n-a uitat de unde a plecat. N-a uitat că a plecat din spatele oilor. De acolo a plecat. Din spatele oilor, tatălui său. De acolo a plecat și iată-l că ajunge la palatul lui Faraon, administrator peste toată țara Egiptului. Dar el spune, Dumnezeu e planul lui aici, eu nu fac altceva decât să mă încadrez în planul lui. Și apoi, dragii mei, a cincea dimensiune a credincioșiei, pentru că v-am spus de la început că sunt cinci, este credincioșia în relația cu frații. În starea aceasta de prosperitate, noi cunoaștem cum frații lui Iosif ajung în Egipt datorită foametei care s-a făcut în Canaan. Iosif n-are un duh de răzbunare față de ei, îi iartă. E omul care îi verifică, îi testează, e omul care nu se grăbește ca să-și descopere identitatea, tocmai cu scopul ăsta să vadă ce este în inima lor, să-i ducă la o remușcare bună, ca frații lui să regrete păcatul pe care l-au făcut, să-i ajute să se pocăiască și în cele din urmă, în capitolul 45, vedem cum Iosif li se descoperă. Izbucnește în lacrimi, a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii în casa lui Faraon, și nu le mai reproșează nimic. Nu le spune, vă aduceți aminte ce mi-ați făcut voi, cum m-ați invidiat, m-ați urât, m-ați aruncat într-o groapă fără apă, m-ați lăsat în groapă și voi mâncați, voi serveați prânzul acolo la gura gropii, nu v-a păsat de mine, m-ați vândut unor ismaeliți cu sânge rece, ca niște criminali. Nimic, nu le reproșează nimic. Îi îmbrățișează și plânge împreună cu ei și le spune cuvintele pe care le-am amintit la început, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Acum eu văd planul lui Dumnezeu. Atunci nu înțelegeam, nu l-am văzut. Atunci vedeam durerea, vedeam groapa, am văzut temnița, am văzut ispitirea din casa lui Potifar, am văzut multele probleme. Acum, privind în urmă, zice Iosif, văd planul lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă fiu de folos. Îi iartă, îi trimite ca să-l aducă și pe tata. Și uitați-vă în capitolul 46 cu versetul 27. Iosif avea doi fii care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau un număr de 70. Planul lui Dumnezeu a fost împlinit. Care a fost planul lui Dumnezeu? A vrut să formeze un nucleu de 70 de suflete, nu în Canaan, ci în Egipt, în mijlocul păgânilor. Planul lui Dumnezeu a fost la îndeplinire, dar de ce? Pentru că Iosif a fost credincios lui Dumnezeu. Și hai să ne gândim puțin acum în final. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iosif în casa lui Potifar accepta compromisul cu nevasta lui Potifar? Mai se ajungea aici? Nu. Cine știe unde ajungea el? Era exclus din planul lui Dumnezeu. Nu se mai putea folosi Dumnezeu. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă în temniță Iosif și-ar fi pus capăt zilelor și returile de la papuci și-ar fi spus asta viață nu mai are rost, Dumnezeu m-a părăsit, m-a lepădat, nu-i pasă de mine? Iarăși zădărnicea planul lui Dumnezeu. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă Iosif, când a ajuns în prosperitate, se îngânfa și când frații lui i-au venit la mână să-i fi omorât? Să zic, da, acum vă răsplătesc cu aceeași monedă. Ce s-ar fi întâmplat? Zădărnicea planul lui Dumnezeu, pentru că frații lui erau capii semințiilor,
Erau de fapt patriarhii. Ei au format cele 12 seminții ale poporului Israel. Înțelegeți? Pentru că Iosif a fost credincios pas cu pas lui Dumnezeu, el n-a zădărnit planul lui Dumnezeu. Și de la cele 70 de suflete, nucleul din Egipt se înmulțește și se extinde poporul Israel. Până când ajung mai târziu, vă aduceți aminte, la 600.000 de bărbați care de acum trebuiau să fie scoși de Moise, de acolo din țara Egiptului. Un plan atât de adânc a avut Dumnezeu, dar Iosif a fost omul potrivit de care Domnul s-a folosit. Fraților, noi nu știm câte planuri bune are Dumnezeu pentru noi. Nu știm ce plan are Dumnezeu cu România, cu Italia, cu lumea aceasta. Nu știm exact, avem informații în Scriptură, dar nu avem toate detaliile despre planurile lui Dumnezeu, la mersul istoric, la toată traiectoria, dar ceva pot să vă spun cu certitudine în seara aceasta. Tu și eu, fiecare dintre noi, suntem parte din planul lui Dumnezeu, ce zicea Apostolul Pavel în Filipeni. Suntem parte la Evanghelie. Nu zădărnici planul lui Dumnezeu prin viața ta, ci caută, așa ca și Iosif, să fii credincios, să fii la locul tău, să-L respecti pe Dumnezeu, să ai demnitate în trăirea ta creștină și vei vedea cum Dumnezeu te binecuvintează pe tine, binecuvintează familia ta și Dumnezeu își duce planul la îndeplinire cu tine, cu casa ta, cu biserica Lui. Și în final, ajungem și noi ca Iosif la un capăt de drum, ajungem la un final de traiectorie, când ne uităm în urmă și spunem, Doamne, n-am înțeles atunci de ce a trebuit să trec pe acolo. M-au rănit unii, dar Doamne, cu ajutorul Tău am rezistat. N-am avut salar atunci, am fost în criză, dar Doamne, Ți-am rămas credincios. Atunci nu înțelegeam, acum mă uit în urmă, Doamne, văd serpentinile, văd valea pe unde am trecut. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să fiu credincios, pentru că acum văd planul Tău bine conturat, Doamne. Și acum văd că eu de fapt am cooperat cu Tine. Dragii mei, va fi un final. Știți că atunci când Domnul Iisus a vrut să spele picioarele lui Petru, Petru inițial a refuzat și spunea, nu pot să înțeleg. Și Domnul i-a spus, Petre, ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe mai târziu. Sunt lucruri care nu le pricepem acum. Nu putem să pricepem tot planul lui Dumnezeu, dar mai târziu le vom pricepe. Partea noastră e să-i fim credincioși Domnului la locul de muncă, fii credincios acolo, să-i fim credincioși în ispitire, imoralitatea ne bombardează și pe noi, să fim credincioși în încercare, temnița poate să facă parte din peisajul vieții noastre, să-i fim credincioși Domnului în prosperitate, dacă Domnul îți dă, fii credincios în prosperitate, să-i fim credincioși Domnului în relația cu frații, nu te răzbuna, chiar dacă ți-au greșit. Uită-te la Iosif, iartă, fii un instrument de binecuvântare pentru ei, ajută-i și pe ei să se pocăiască. În final aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute în planul acesta măreț de mântuire care îl are pentru noi și pentru alții din jurul nostru, să ne ajute să știm cum să ne purtăm, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere, să fim credincioși Lui în toate aceste aspecte de care am vorbit. Apoi să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru cei nemântuiți, pe care îi cunoaștem, ca Domnul să-i prindă în planul Lui de mântuire, să ne rugăm pentru casele noastre, ca într-o vreme ca aceasta, când sunt atâtea ispitiri, atâtea dezbinări, atâtea probleme, Dumnezeu să zidească familiile noastre, să fie familii trainice, puternice, familii în care diavolul să n-aibă nimic, niciun cui, nicio ușă de intrare, pentru că în casele noastre e prezent Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toți împreună să ne rugăm.